dragii domnului, îmi permite să vă spun așa, nu? Pentru că Scriptura ne spune lucrul acesta, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta ne spune Scriptura. Așa că eu consider că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu vă iubește pe fiecare dintre dumneavoastră, că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat chiar în faptul acesta că s-a dat pe sine. Și vedeți, omenirea aceasta în zilele acestea servează acest mare adevăr. Însă, din păcate, uneori oamenii nu înțeleg ceea ce servează. Tocmai acest eveniment îl servează omenirea, că Iisus Hristos a venit în lume să moară pentru fiecare dintre noi, pentru ca noi să putem să avem intrare slobodă la Dumnezeu, pentru ca noi să putem să ne întoarcem la Dumnezeu. M-am gândit cum a lucrat Dumnezeu în dimineața aceasta și m-am gândit la faptul că acolo înăuntru Dumnezeu a hotărât să vorbească celor care într-o zi au încheiat un legământ în apa botezului și într-o zi au spus așa: Doamne, te voi urma toată viața mea și voi umbla pe căile tale și voi fi urmașul tău și voi duce în lumea aceasta vestea aceasta bună că tu ești Dumnezeu cu adevărat și că tu schimbi viețile și că biserica ta este o cetate așezată pe un munte care nu poate să treacă așa ascuns, adică oarecum nu se diluează în lumea aceasta, ci este o cetate și un edificiu al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu și-l zidește. Și Domnul Iisus spunea că porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Și asta înseamnă că biserica lui Dumnezeu trebuie să fie diferită de lumea aceasta. Oamenii care încheie legământ cu Domnul în apa botezului într-o zi ca aceasta vor trebui să aibă o schimbare dramatică în viață. Viața lor să se schimbe, viața lor să-L prezinte pe Iisus în lumea aceasta și dragostea lui Dumnezeu. Însă m-am gândit că am luat aminte fiecare dintre noi ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit înăuntru, și anume că de multe ori am spus: da, Doamne, mă duc și fac. Cum spunea Domnul la un moment dat că un tată avea doi fii și unul dintre ei a spus: da, Doamne, mă duc și fac. Și nu s-a dus, spune. Și întreba Domnul: a făcut acesta voia tatălui său? Nu, n-a făcut. Chiar dacă a spus, chiar dacă a promis, nu a făcut. Și a fost altul care a spus: nu mă duc, dar în urmă i-a părut rău. Și s-a întors și a făcut. Cred că o zi ca aceasta este o zi în care ar trebui fiecare dintre noi poate să ne pară rău. Pentru că atitudinea noastră de multe ori a fost de felul acesta, că ne-am împotrivit voii lui Dumnezeu și n-am ascultat de Dumnezeu și n-am vrut să ascultăm de Dumnezeu. Însă, vedeți, Dumnezeu ne-a dat harul acesta să ne pocăim. Asta înseamnă pocăință, da? Pocăință înseamnă să-ți pară rău, dar să te întorci și să faci ceea ce trebuie să faci. Însă, cred că aici printre noi există și o altă categorie de oameni. Există oameni care încă sunt departe, departe de Dumnezeu, încă își pun întrebări de genul: oare există Dumnezeu? Oare ce-i cu mine în lumea aceasta? Și pentru oamenii aceștia aș vrea să am câteva cuvinte, și anume aș vrea să vă spun că Dumnezeu se gândește la voi. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu dintotdeauna s-a gândit la voi. Și dacă azi dimineață fratele Vasile spunea că ploaia aceasta care parcă ne-a încurcat planurile, aș vrea să vă spun că prin ploaie Dumnezeu vorbește. Este scris în Scriptură? Haideți să căutăm lucrul acesta și dacă ne ajută Dumnezeu, haideți să ne folosim de lucrul acesta. La un moment dat, apostolul Pavel împreună cu Barnaba împreună au ajuns la un popor care, așa cum spuneam, care
căutau pe Dumnezeu într-un fel, însă erau în rătăcirea lor, erau departe de Dumnezeu, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și a fost nevoit să le spună cuvintele acestea, spunea el, el, adică Dumnezeu, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Dăm voie să spun ceva, că buna ta dispoziție, pentru că trăiești în lumea aceasta, pentru că Dumnezeu dă ploaie. Știți ce se întâmplă dacă nu dă Dumnezeu ploaie? Sunt locuri pe pământ unde nu a plouat de zeci de ani. Locul acela devine un deșert. Locul acela devine un loc unde nu se poate locui, unde nimica nu crește. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa e că e frumoasă primăvara asta. Asta e ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Pentru ca să ai mărturia că este un Dumnezeu care te iubește, este un Dumnezeu care se îngrijește de tine, este un Dumnezeu care se gândește la tine. Dă-mi voie să spun că soarele lui Dumnezeu răsare și peste cel bun și peste cel rău. Știi de ce? Pentru că lucrul acesta Dumnezeu îl face. Ca omul să-și dea seama că mai pe sus de toate este cineva care conduce universul acesta. Că este un creator față de care tu ca om ai o responsabilitate. Ai din partea lui Dumnezeu un mesaj ca să-L cauți pe acest Dumnezeu și să te silești să-L găsești, spune Scriptura. Tot aici în Faptele Apostolilor, la capitolul 17, spune lucrul acesta. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Așa că aș vrea să vă spun ceva, în dimineața aceasta Dumnezeu prin ploaia pe care a lăsat-o pe pământ deja ne-a vorbit, deja a rostit către noi cuvântul Său. Fie ca să găsească acest cuvânt de la Dumnezeu rezonanță în inima ta. Asta este revelația generală a lui Dumnezeu și Apostolul Pavel în cartea Romanilor aduce aminte și ne aduce în dimineața aceasta aminte și ne spune în adevăr, în sușirile nevăzute a Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dă-mi voie să spun ceva. Dacă înrătăcești încă în gândurile tale și încă te întrebi oare este sau nu este Dumnezeu, lasă ca aceste cuvinte să te oprească din rătăcirea ta și lasă ca momentul de astăzi să fie momentul pornirii tale în căutarea lui Dumnezeu, privind în jurul tău, privind la frumusețea pe care a făcut-o Dumnezeu, privind la creația lui Dumnezeu. Apoi, alt lucru prin care vorbește Dumnezeu, aș vrea să-ți spun că este o lege morală care există în ființa ta și există în mintea ta. Și dă-mi voie scurt să-ți explic lucrul acesta. Dacă cineva face o nedreptate, ce faci? Stai nepăsător? Nu e așa? Că în mintea și în inima ta se iscă gândul acesta și începi să protestezi și spui nu-i drept? Nu-i corect ce faci? Dar dacă cineva să zică îți sparge geamul acasă sau îți face un rău sau chiar altuia dacă îi face, nu e așa că orice fel de orientare am avea noi religioasă sau n-am avea, că am fi atei sau că am fi creștini sau că am fi credincioși sau că am fi teiști să credem în Dumnezeu, ori de ce fel am fi, există această lege morală în mintea noastră și în inima noastră, se ridică în noi protestul și spunem nu-i corect ceea ce faci. Știți ce e asta?
Ăsta e cugetul pe care l-a pus și dreptatea lui Dumnezeu pe care a pus-o în mintea și în ființa fiecărui om. Și iată ce spune la Romani, doar puțin citesc lucrul acesta, și spune acolo, căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceea ei care n-au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, ne gândim așa cum ne-a fost pus înăuntru lucrul acesta. Avem de-a face cu un Dumnezeu drept, cu un Dumnezeu sfânt, și lucrul acesta este sădit undeva adânc în inimile noastre. Haideți dar să nu omorâm conștiința noastră, să nu lăsăm ca becul acela pe care l-a aprins Dumnezeu în mintea și în inima noastră când facem răul și care ar trebui să se aprindă și să-ți spună nu-i bine ce faci. Dar știți, dacă de la o vreme noi tot stingem și tot nu ascultăm de conștiința noastră, știți unde ajungem? Ajungem ca această conștiință să moară în noi. Glasul acesta lui Dumnezeu care vorbește în interiorul nostru să nu ne mai vorbească. Pentru că mereu și mereu l-am călcat în picioare, pentru că mereu și mereu mesajul lui Dumnezeu nu l-am ascultat. De aceea, în ziua de astăzi vă chem, lăsați să vă vorbească Dumnezeu prin conștiință. Lăsați ca Dumnezeu, în dreptul alegerilor pe care le faceți în viața dumneavoastră, să vorbească prin conștiința pe care a pus-o în interiorul dumneavoastră, pentru că este lumina lui Dumnezeu din interior dumneavoastră. Și mai un lucru pe care aș vrea să-l amintesc este cel mai minunat lucru pe care pot să-l spun, că dincolo de toate acestea, Dumnezeu, cu toate că omul de multe ori a respins chemarea lui Dumnezeu în toate felurile, cum la un moment dat cartea lui Iov ne spune că Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Problema cea mai mare însă o găsim acolo, că este că omul nu ia seama la lucrul acesta. Cu toate acestea, că Dumnezeu a vorbit de așa de multe ori oamenilor, Dumnezeu în cele din urmă a hotărât ceea ce vă spuneam înainte. Și citesc din Cartea Evreilor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun că astăzi asistăm împreună cu toți la bucuria pe care o are Biserica din Șipet, și anume că două suflete au înțeles în cele din urmă că Dumnezeu nu irosește cuvântul Său, nu irosește investiția Sa pe care a făcut-o în omenire, și anume că a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru noi. Știți, de multe ori mă doare lucrul acesta pentru că înțelegem așa de greșit. Ne gândim de multe ori, dacă mântuirea este dată gratuit. Dați-mi voie să vă spun, mântuirea n-a fost dată gratuit, mântuirea a fost plătită cu un preț. Și prețul acesta este tocmai lucrul acesta, că Dumnezeu s-a dat pe Sine pentru noi. De aceea, haideți într-o zi ca aceasta, haideți să lăsăm ca și inimile noastre să fie mișcate de acest eveniment. Mulțumim pentru Larisa și mulțumim pentru fratele Cosmin că au înțeles lucrul acesta, că Dumnezeu a plătit un preț așa de mare pentru ei, încât ei trebuie să facă ceva, încât ei trebuie să pornească pe un drum, încât ei trebuie să asculte chemarea lui Dumnezeu. Eu, când am venit să vorbesc cu ei, aș vrea să vă spun că n-am încercat să-i conving.
N-am încercat să-i conving, n-am încercat să le spun că ei trebuie să facă ceva, ci ei erau deja de plin convinși, pentru că ei se întâlniseră cu Domnul Iisus, ei se întâlniseră cu cuvântul lui Dumnezeu și așa cum este scris, ei au făcut pasul acesta pentru că este scris, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi osândit. Mă rog Domnului în ziua de astăzi, Dumnezeu să miște orice inimă care este aici. Vedeți, în dreptul dumneavoastră, cred că primul responsabil sunteți dumneavoastră. Dacă mai trăiești în lumea aceasta și încă umbli rătăcitor și departe de fața lui Dumnezeu, vreau să spun că decizia de a-L căuta pe Domnul, decizia de a merge pe calea aceasta, îți aparține ție. Și fie ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, să alegi așa cum trebuie să alegi, în dreptul tău, Dumnezeu să te binecuvânteze.